De ce ne-am botezat din nou? Sau dacă eu și soția mea am avut botezul când eram copii, ca și toată lumea, creștini, ortodoxi, dacă am avut deja botezul făcut când eram copii, de ce ne-am botezat acum a doua oară? N-am avut botezul făcut? Ba da, dar numai că ăla nu se poate numi botez. Altcineva spunea că să nu te lapezi de botezul ortodox, care e o chestie foarte, foarte haioasă, pentru că botezul la copii n-a fost niciodată în Biblie. Nu știu când și nu știu de ce, poate puteți să lăsați voi în comentarii aici, când și de ce Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică a decis să boteze copiii mici. Pentru că în Biblie, dacă citești Noul Testament, spune că Iisus Hristos s-a botezat adult, Ioan Botezătorul boteza oameni maturi, pentru că botezul este o alegere, nu este ceva care îl primești tu gratis. Te-ai născut în România, ai fost botezat de nașii tăi și care și acolo e o chestie dubioasă, cum poate mie nașii să iau păcatele unui copil când păcatele tu le faci singur și copilul ăla e nou născut. Adică nașii au păcatele lor, nu înțeleg cum ar putea ei să ia păcatele unui copil care e nou născut. În fine, eu îmi pun și eu întrebările astea ca și voi, pentru că tot în ortodoxie vin și eu. Dar mie chestia asta pur și simplu mi-a pus semne de întrebare. Și pentru că n-am citit Biblia, n-am știut. Dar în momentul în care am început să citesc Biblia, am ajuns la concluzia că Iisus Hristos ne spune clar ce trebuie să facem. Și vă pun să verificați că nu spun lucrurile astea de la mine, le găsiți în Biblie, în Noul Testament, căutați în Evanghelia după Matei, botezul Iisus Hristos. Deci Matei, capitolul 3, versetul 13, 14 și 15. Citiți astea trei versete. Unde spune așa. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Deci Ioan Botezătorul boteza oameni mari, Iisus Hristos a dus ca să fie botezat. 14. Dar Ioan căuta să-l oprească. El zicea, am eu trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Acum Ioan spune, stai puțin, ai vii tu, Iisus, că știa cine este Iisus, să te botezi eu pe tine? Tu ar trebui să mă botezi pe mine. Și ce crezi că spune Iisus? Ca drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit. Deci mai clar de atât, eu nu cred că poate ar putea Dumnezeu să ne dea nouă de Fiul Lui. De ce avea nevoie Iisus Hristos să ducă să boteze? El era sfânt. De ce ar fi avut El nevoie să ducă să... Păi clar, ca să-ți arate că trebuie să faci lucrul ăsta. Nu spune de copii. De copii spune doar că Iisus a zis, lăsați copiii să vină la mine și Iisus a pus mâna pe ei și a binecuvântat. De ce este binecuvântare? Că a decis Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică mai târziu să boteze copiii, nu știu de ce și nu știu când s-a întâmplat schimbarea asta, dar eu nu pot să înțeleg de ce ar avea nevoie Dumnezeu de adăugiri sau de ce ar avea nevoie să vină altcineva după Iisus Hristos ca să schimbe Noul Testament. Avem avem al treilea testament sau avem altceva nou? Că așa o dăm în Coran, că musulmanii au și ei pe Iisus Hristos în Coran, au și ei pe Fecioara Maria în Coran, dar ei nu cred că Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu. Nici martorii lui Iehova nu cred chestia asta. Deci nu trebuie să te afilezi la vreo religie sau la vreun cult, dar dacă ești creștin, te consideri creștin, crezi în Hristos, păi trebuie să citești, să vezi ce a spus Iisus Hristos să faci. El este preotul, marele preot. Și mie nu vine să cred că, băi, românii sunt, noi suntem foarte inteligenți. Ne adaptăm la orice țară. Pe unde am întâlnit români care a fost până toată lumea asta. Am întâlnit români în Japonia. Aici, în Anglia, dacă te duci să-ți iei o mașină, sigur găsești pe cineva, dacă n-ai un prieten mecanic, găsești pe unul care să pricepe. Hai cu mine, ne uităm pe la... Deci omul nu se lasă prostie de samsar, ca idee. Dau și eu ca și exemplu treaba asta cu mașinile. Bă, dar cu religia ne lăsăm prostiți în halul ăsta? Hai că femeile astea de la țară care sunt în vârstă și n-au avut internet, n-au avut informații, ele tot ce s-au putut informa de la preotul din sat, care îi citea în Biblie și el, cum ar veni, venea cu părerea lui și îi spunea, dar nu toate femeile probabil știu să citească sau au o Biblie în casă. Bă, dar noi ca și tineri, deci cei de vârsta mea și cei care sunt mai mici sau mai mari de vârsta mea, dar au prins internetul. Și internetul înseamnă informație la botul calului.
Ai calculator, dacă n-ai calculator, ai tabletă. Dacă n-ai tabletă, tot ai un telefon, tot ai acces la internet. Nu poți să spui că nu ai. Și atunci tu nu poți să trăiești viața ta așa după cum ți-a spus unii și alții. Poate părinții te s-au înșelat, poate au făcut și ei ce au fost și ei manipulați, îndoctrinați. Nu vrei să știi adevărul, vrei să trăiești în minciună. Poate e ceva care trebuie să faci cu viața ta, poate e ceva care, poate să faci o schimbare, poate ceva nu-ți merge. Dar tu zici, da, m-am născut în România și de ajuns. Mă închin în fața unei biserici, mai mă duc la nuntă, la o mormântare, mai dau un ban la popă, mai fac o pomană sau nu știu, o donație undeva și gata. Sigur ajung în rai. Mă bucur că ești sigur că ajungi în rai. Dar tu ești sigur de treaba asta? Fără să citești, tu poți să fii sigur de treaba asta? Eu nu pot. Eu a trebuit să citesc. Eu de asta am ajuns să fac botezul, pentru că am citit Biblia. N-am terminat-o de citit nici acum, pentru că nu se citește ca pe o carte, trebuie să iei fiecare paragraf și să-l înțelegi. Și sunt o grămadă pastori care predici pe YouTube și pe Facebook și așa mai departe, oameni unde explică acolo. Nu toți, eu nu sunt de acord cu toți. Nu spun că penticostalii sau baptiștii au dreptate și ortodoxii, nu, nu spun asta. Până și Iisus Hristos a spus că Dumnezeu nu se află în biserică, nu se află în sinagogă, cum era atunci la evrei. Deci Dumnezeu nu se află în biserică, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să te intereseze. Că tu nu trebuie să știi ce a spus Iisus, tu nu știi de ce s-a sacrificat măcar Iisus pentru tine. Nu, nu știi lucrurile astea. De ce? Pentru că nu citești. La fel am făcut și eu. Am crezut că e de ajuns, că sunt în România, născut în România, unde e țara, grădina Maicii Domnului. Am făcut și un material despre chestia asta, să vedeți de unde vine expresia asta cu grădina Maicii Domnului. Am zis, care o avea dreptate? Ăștia de la Vatican, catolicii, ori avem noi ortodoxii, pocăiții, care au dreptate? Ia Biblia și verifică singur că ești un om inteligent. Eu asta nu pot să înțeleg. Bă, cum românii care pe român nu poți să-l prostești, nu poți să-l păcălești pentru că este prea uns cu toate alifiile, bă, dar să duce la moaște și să roagă la icoane, să închină la icoane. Eu nu pot să înțeleg de ce suntem atât de naivi când vine vorba despre sufletul nostru, care e cel mai important. Mai mult te interesează de bujile de la mașină, ulei, filtre, decât de sufletul unde te duci. Și am zis, mă, dar hai să văd care e treaba cu icoanele. La fel, cauți în Biblie, Exodul, capitolul 20, ai cele 10 porunci. Eu am crezut că, bă, poate că cine știe ce a vrut să zic acolo, nu-ți face chip cioplit. Hai să vezi ce spune, dacă nu, verifică și tu cu Biblia. Aceeași Biblie care au și ortodoxi și catolici și toți. Cele 10 porunci, capitolul 20, încep de la versetul 1 până la versetul 17. Atunci Dumnezeu a rostit aceste cuvinte. Deci astea sunt poruncile de la Dumnezeu direct. Eu sunt Dumnezeul, Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Asta o știe oricine, este una dintre cele 10 porunci. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele de mai jos decât pământul. Asta nu știu ce înseamnă, dar pot să interpretez că s-ar referi la iad. Deci să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în sus în ceruri, deci cum ar veni icoanele. Eu asta înțeleg. Sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Că ați văzut că unii fac, cum fac ăștia de la Vatican, catolicii fac statuete și se roagă la ele, la echip cioplit, și ortodoxii cu icoanele. Sataniștii cu ai lor. Mai departe, să nu te închini înaintea lor, deci să nu te închini înaintea lor. La cine vă închinați? Nu vă închinați la icoane? Și eu făceam același lucru pentru că nu știam. Dar mai târziu, cum să zic, am avut întrebări, mă, și când, bă, de ce bate la mașină, sau de o bătaie la mașină, mă duc, fac investigații, aflu. Păi era un șurub care nu era prins cum trebuie. Mă duc la serviciu, îl repar, aflu și așa, merg cu siguranță pe drum, că mașina aia este în siguranță. Nu stau să merg cu bătaia aia, las așa, așa, am luat-o, merg așa cu ea. Nu, trebuie să verifici că altfel poate să iese vreo roată de la mașină și te duci cu mașina în gard. Din prostia ta, îmi pare rău, din neatenția ta, ca să zic așa. Să nu te închini înaintea lor și să nu slujești, căci eu, Dumnezeul, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea, la al patrulea neam, celor ce mă urăsc. Deci Dumnezeu acum tu ai spune, e răzbunător. N-are importanță, sunt alea 10 porunci, dacă crezi în Biblie, crezi în Dumnezeu, trebuie să le respecti, nu? Cum au și alte religii pale lor. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua
în deșertul numelui, adică cine vorbește urât la adresa lui Dumnezeu. Câte înjurături are românul de Dumnezei și de Hristos și așa mai departe, ca să nu le reproduc eu aici. Câte înjurături are românul? Cum poți să folosești înjurătură în aceeași propoziție cu numele lui Dumnezeu și să mai crezi că ești și religia aia dreaptă? Și cam asta spune despre... Știai că spune atât de mult? Credeai că spune doar nu-ți face chip cioplit și... sau să nu ai alți Dumnezei înainte de mine, în afară de mine. Și eu la fel credeam. Dar eu n-am știut că sunt 17 capitole, versete, pardon, deci de la capitolul 20 din Exodul, sunt 17, o pagină întreagă, unde spune despre alea 10 porunci. Nu a fost chiar atât de simplu. Adică nu ucizi, nu furi, nu minți și atât. Sunt mai multe. Și după cum vedeți, primele porunci sunt foarte importante, pentru că sunt primele și alea care sunt. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, să nu te închini la chip cioplit. Deci dacă nu erau atât de importante, poate le punea mai la urmă. Dar asta e cu să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mai la urmă. Astea sunt cele mai importante. Deci mai important este să nu ai alți Dumnezei, să nu te închini la chip cioplit și ce am citit mai devreme, citiți și voi, căutați și vedeți. Cum poate mie să spună cineva că religia asta ortodoxă mai este religia dreaptă? Nu știu dacă a fost. Știu că până acum câteva sute de ani, 300 de ani sau 400 de ani, s-au omorât ortodoxi între ei, creștini ortodoxi cu creștini ortodoxi, ca să nu pună icoane în biserici. Și le-au pus până la urmă. Și acum tu te duci și pupi pereții, pupi ghiulul la popă, te închini la aceste icoane și mai grav decât atât la acești morți, la niște cadavre, care niciodată n-a spus Dumnezeu sau Iisus Hristos sau vreun profet în Biblie, rugați-vă la moaște. Asta este o chestie care vine de la păgâni. Da, Sfântul, am tot respectul față de sfinți care au fost și au devenit martiri, au murit pentru religia noastră. Dar nu spune că trebuie să te rogi la ei. Și la Iisus, și Iisus Hristos, când te rogi, spui în numele lui Iisus Hristos, dar tot la Dumnezeu te rogi. Nu te rogi la Fecioara Maria, nu te rogi la sfinți. Este greșit. Dar, din păcate, noi suntem comozi, noi preferăm să dăm bani la popă ca să ne citească și să roage în locul nostru. Dacă am avea cu adevărat creștinismul noi și am avea cu adevărat spiritul ăla, cum au avut strămoșii noștri și cei care au murit pentru creștinism, pentru că avem libertatea de a face lucrul ăsta, am citit Biblia. Citiți măcar Noul Testament. Pentru că nu pot să cred că românii care sunt atât de inteligenți în toată lumea asta, în orice țară după planeta asta, după chinezi, cred că noi suntem românii. Și ne știm de toate alea, știm de telefoane, de internet, avem internetul cel mai bun din Europa, probabil din lume. Avem fibră optică, suntem oameni de știință în toate, în mașinării, în mașini, în orice fabrică mergi, vezi tot felul, ingineri români, vezi team leader și așa mai departe. Și când e vorba de sufletul tău, măcar ca să dori liniște noaptea, dacă sunt om bun sau nu sunt om bun, merg în rai sau merg în iad, unde merg eu când mor, ce a zis Iisus, ce a zis Moise, ce a zis ăla... Ia și citește, eu nu pot să înțeleg cum nu, oamenii nu-și pun întrebări. Ok, mă duc la popă și îl întreb. Bă, dar zici și mie, unde scrie? De ce voi preoții ortodoxi vă botezați când sunteți mari? Știați treaba asta? Am un live, a fost un podcast cu un fost preot ortodox, Ioan Negriș, îl am pe acest canal, intrați la playlist-ul acolo, la live-uri și o să vedeți acolo că am găsit materialul, Ioan Negriș, fost preot ortodox, am mărturia lui și adevărul despre moaște și sfinți și minuni și chestii de genul ăsta am făcut acolo. Am rămas uimit de câte măgării se fac în numele lui Dumnezeu. Adică să vinzi, vă dau un exemplu acum ca să nu fac prea lung acest material, să vinzi sticluțele alea cu mir care scrie pe el Ierusalim. De ce trebuie să minți omul să-i spui, de ce trebuie să în aceeași propoziție să ai minciună și Dumnezeu? Cum poți să-i spui omului că acel mir vine de la Ierusalim și că este sfințit la Ierusalim când este produs într-o bisericuță, într-o cămăruță în spatele bisericii. O mică fabricuță acolo unde fac aceste suveniruri. E ok. Adică, hai să trecem peste chestia asta. Dom'le, nu mă rog la sticluța aia, nu mă rog la icoana aia, dar mi-a vrut să am acolo o cruciuliță, vreau să am ceva. De ce să minți pe om și să-i spui că este sfințită la Ierusalim? Duceți-vă voi la Ierusalim și dacă voi puteți să ieșiți de acolo cu așa ceva, mai să scrie și în limba română Ierusalim pe ea, sfințită la Ierusalim în limba română și să fie luată de acolo, de unde spune că este, eu îți dau 100 de lire pe ea, dacă tu poți să-mi aduci mie așa ceva. Că nu este. Nu ai voie și nu există așa ceva. Alea sunt făcute
Mă, dacă este sfințită la Biserica Trei Brazi, de ce nu vii și spui, este sfințită aici la noi, Biserica la Trei Brazi? Scrie pe ea, Biserica Trei Brazi, sfințită acolo, eu o iau, mă duc acasă cu acel mir și cu acea iconiță, dacă vreau așa ceva. Dar s-a ajuns până la minciuni de genul că vând în crucea lui Iisus Hristos, deci sunt niște lemnuțe mici și spune că este făcută din crucea lui Iisus Hristos, care se află la Vatican, încă e întreagă, dar s-a vândut hectare de pădure de așa ceva și oamenii prostiți, ca să nu zic proști, oamenii care sunt prostiți de acești preoți mincinoși, ei tot cumpără alea. Și încă e întreagă. Dar bineînțeles că e minune, încă există, după 2000 de ani, încă nu a putrezit acel lemn și încă se confecționează mici suveniruri din acel lemn și chiar provine de acolo. Cum poți să te lași prostit de așa ceva? Eu nu pot să... Unii cred că să vinde și paie din iezlea lui Iisus Hristos și păr din capul noi, părul noi, de la potop. Deci eu nu știu cum reușesc acești oameni să păcălească, probabil cu oameni bătrâni, oamenii în vârstă. Dar cum rămâne cu oamenii tineri? De ce oamenii tineri, ca mine și încoată, spun generația mea sau mai mici sau mai mari de vârstă mea, să nu, măcar, să iei Biblia, să verifici toate lucrurile alea și când ești la un polițist și te iei cu el în gură și spui, bă, tu ești corupt, tu mă minți pe mine, tu ce, la ce lege, mă, a văzut că românii stare în gură, să bagă oriunde, în poliție, da? Și îl obligă pe polițist să se legitimeze, deși el e îmbrăcat în uniformă. Vreau să spui pe ce bază mă legitimez, ce articol, ce lege, de unde Constituția României, de în ce mă amendezi pe mine. Asta ai tu pe o să faci și să verifici acasă și sună un prieten care e avocat și verifici pe internet să vezi dacă chiar amenda aia pe care tu ai luat-o e pe bune, dar Biblia tu nu o verifici. Aici am dă mie cu virgulă, aici eu nu pot să înțeleg de ce noi românii ne lăsăm în halul ăsta de prostiți, care nu ne-a lăsat prostiți cu alte lucruri, care a fost acum de curând. Suntem singura țară din Europa, sau presupun printre țările din Europa, care am refuzat. Știți voi la ce mă refer? Că suntem, verificăm, suntem sceptici, ne punem întrebări. Noi venind în comunism, nu ne-a plăcut să ne prostească lumea, să ne oblige să facem lucruri de-astea false. Ne place să verificăm. Dar lucrurile astea nu le verificăm. Bă, fraților, tocmai v-am spus decât două capitole din Biblie, unul din Vechiul Testament, despre alea 10 porunci care trebuie să le știți oricum, dar trebuie și citite ca să vezi exact ce spune acolo și să poți să interpretezi. Nu ucizi, nu furi și atâta și nu minți, alea le știm toți. Dar restul nu sunt importante? Citește să vezi exact cum scrie acolo, ca să dai seama exact ce trebuie să faci. Și cu botezul la fel. De ce se botează preoții ortodoxi când sunt mari și pe noi nu ne botează? De ce pe noi ne botează când suntem copii? Că la noi e botez. Asta vrea să facă. Și a spus Iisus Hristos că voi, blestemați sunteți voi preoții care nu lăsați, nu intrați, nu o să intrați în împărăția cerului și nu lăsați nici pe alții să intre. De ce? Pentru că îi păcăliți și pe alții. Deci preoții, asta a spus Hristos, pentru că Iisus Hristos a mustrat numai pe preoții, nu pe enoriași. Deci eu nu fac aceste acuzații la adresa ta sau orice omului de rând. Eu am ce am cu preoții care trăiesc în minciuna asta și nu verifică sau nu vor să spun adevărul. De ce nu spun adevărul? Ăștia care spun, care au curaj și nu vor să trăiască minciună, își dau demisia, ies din Biserica Ortodoxă, pentru că nu se poate trăi așa. Cu minciuni, cu icoane, închinat la icoane, la moaște, la... Nu poți să treci cu vederea atâtea lucruri care se întâmplă. Avem cea mai mare catedrală din... cred că după Rusia e a doua catedrală, Catedrala Neamului. Păi dacă Iisus a spus că Dumnezeu nu se află în biserică, care este obligația? Ce trebuie tu să faci prima dată? Nu? Lăsați în comentarii și voi dacă aveți întrebări. Eu am încercat să fac tot posibilul să vă forțez cumva să înțelegeți că trebuie citită această Biblie, că altfel o să ajungem țară de atei sau musulmani sau o să pierdem cu totul această religie, pentru că se degradează ușor, ușor, ușor. Oamenii nu mai sunt interesați, nu mai merg la biserică, nici măcar nu mai verifică și pur și simplu se complac. Noi ne complacem în niște petreceri de Crăciun, de Paște, nu mai știm semnificația, nu mai înțelegem, lumea se înrăiește și din cauza asta se înrăiește, pentru că nu mai punem preț și valoare pe ceea ce trebuia să facem. Dacă ești creștin și nu ești ateu, te rog frumos să verifici chestiile astea legate de botez, legate de pocăință, legate de ce a vrut Iisus Hristos să spună, ce a trebuit să facem, ce trebuie să facem noi.
și Dumnezeu să vă binecuvânteze.